Bună seara, în emisie Știrile în limba moldovenească, în ediția de astăzi vizionați. Susținerea producătorilor locali și asigurarea securității alimentare în Republică. Aceste și alte teme au fost discutate în ajun în guvern. 24 de ani în urmă, la 21 iunie 1992, în satul Parcani, o explozie a răpit viața a 26 de persoane. Aceștia au fost ostașii batalionului de ingineri geniști, apărătorii Nistreniei. Diagnosticarea timpurie, garanția tratamentului. În centrul de diagnosticare din Râbnița, pe parcursul lunii iunie, este organizată acțiunea pentru copii și adolescenți. La 29 iunie, guvernul Nistreniei va face darea de seamă în fața Sovietului Suprem despre bilanțurile activității sale în 2015. În ajun, la ședință, darea de seamă au aprobat-o. În afară de aceasta, au fost primite un șir de decizii, sarcina de bază a cărora, susținerea producătorilor locali și asigurarea securității alimentare în Republică. A face darea de seamă în fața Sovietului Suprem despre lucrurile efectuate în decursul anului intră în obligațiunile guvernului potrivit Constituției. De această dată, în adresa puterii executive, deputații au orientat 89 de întrebări, un număr record. A prezentat darea de seamă vicepreședintele guvernului, Aleftina Slinchenko. Cea mai mare atenție i-a acordat-o politicii economice. Валовий внутрішній продукт по итогам 2015 року. Продукт інтерн брут, конформ тоталурілор лій 2015, а формат ін прецюрі актуалі 9 мільярди 653 де мільйони де рублі, ші са редус компаратив ку 2014 ку 20,2%. Імітеря де мирфурі антрепріндерілор індустріалі ін 2015 а сказут ку 15,4% ін прецюрі актуалі фаца де 2014. Експортул са редус ку 14,6%, імпортул а казут ку 30,4%. Toate acestea, potrivit vicepreședintelui guvernului, s-au răsfrânt în mod negativ asupra veniturilor bugetului consolidat. Economia Nistreniei se află în mare dependență de piețele externe și este supusă unei mari influențe a tendințelor negative în statele vecine, în țările parteneri ale Republicii noastre. De aceea, la ședința guvernului, pentru a câta oară a fost propus a se orienta mai mult spre piața internă, a susține producătorii autohtoni și a promova producția locală. Asemenea, măsuri vor permite a asigura securitatea alimentară în țară și a face producția mai accesibilă pentru cumpărător, a specificat ministrul dezvoltării economice. Noi propunem să fie determinată lista mărfurilor autohtone necesare pentru a fi prezente pe rafturile întreprinderilor de comerț. Spre exemplu, dacă în magazin sunt realizate 10 tipuri de lapte, apoi unul, două e necesar să fie anume de producție locală. Membrii guvernului unanim au susținut rectificările propuse. Acum ele vor fi examinate la sesiunea Sovietului Suprem. Apropo, Dumitru Boltrușcu a remarcat că în 2015 puterea executivă deja a propus măsuri similare, dar deputații le-au respins. În cazul dat, cred că și în baza Ministerului Dezvoltării Economice și a Comitetului pentru Prețuri vom desfășura o ședință cu invitarea rețelelor de comerț, a furnizorilor noștri, Palatei de Industrie și Comerț. Vom determina relațiile care se propune a fi reglementate prin decizia dată a proiectului deja elaborat. O idee foarte bună, a desfășura ședința cu reprezentanții furnizorilor, rețelelor comerciale. V-aș ruga să o desfășurați în săptămâna curentă, fără a aștepta dacă va fi primită inițiativa noastră legislativă sau dacă va fi examinată, căci procesul este îndelungat, iar situația curentă cu produsele alimentare nu ne permite a răbda asemenea regimuri de timp. La fel, la ședința guvernului au primit decizia despre introducerea unei taxe vamale speciale la producția de cablu importată. Se face aceasta pentru a susține uzina Moldavcabel, căci din cauza înrăutățirii situației economice externe, uzina suportă pierderi serioase. În afară de reducerea volumului exportului, la fel se observă reducerea realizării pe piața internă. Cauza constă în importarea în volum mare a producției de cablu, care este mai ieftină și nu întotdeauna calitativă. Cu Moldavcabel deja este încheiat acordul, conform căruia uzina, în cazul introducerii taxei speciale, se obligă a majora volumul realizării pe piața internă și a nu admite creșterea prețului finit al producției cu mai mult de 10%.
24 de ani în urmă, la 21 iunie 1992, în satul Parcani, o explozie a răpit viața a 26 de persoane. Aceștia au fost ostașii batalionului de ingineri geniști, apărătorii Nistriniei. În fiecare an, rudele celor căzuți, combatanții și sătenii vin la memorial, la fel și la locul tragediei, pentru a cinsti memoria celor căzuți. Toți ofițerii și ostașii căzuți în acea zi tragică au fost înhumați la complexul comemorativ. De atunci, în fiecare an, încoace vin tinerii ostași, rudele și cunoscuții. Всі здесь присутствующие. Вряд ли, наверное, подберут сейчас слова скорби. Tuturor celor prezenți aici, cred că le este greu a alege cuvintele pentru a alina cât de cât durerea. Vreau să adresez cuvinte de mulțumire părinților și celor apropiați, care au educat adevărați eroi apărători, patrioții ai Meleagului. 24 de ani în urmă, la 21 iunie, în batalionul de ingineri geniști din satul Parcani, câțiva ofițeri și soldați se pregăteau pentru minarea sectoarelor în locurile unde armata Republicii Moldova planifica să treacă frontiera Nistriniei. Noaptea târziu s-a produs o explozie puternică și tot cei 26 de oameni care se aflau aici au decedat pe loc. Artur Verhovețchi a fost unul din ei. Не дай Бог, щоб коснулось кого-то еще. Să nu deie Domnul ca asemenea situație să se mai repete. Mamele să nu sufere ceea ce am avut noi de suferit. Până astăzi nu este determinată cauza exploziei. Versiunea de bază, o diversiune a armatei Republicii Moldova, alta că a nimerit un obuz. La moment, nu e atât de important ce s-a produs 24 de ani în urmă. Principalul, spun părinții, asemenea cazuri să nu se mai repete. La Bender s-a desfășurat conferința republicană la tema adaptarea socială și integrarea copiilor cu dizabilități. Participanții la dialog, reprezentanții ai organelor puterii, organizațiilor obștești, părinții, conducătorii școlilor internat corecționale specializate, de asemenea colaboratorii grădinițelor și instituțiilor curative. Despre acest prim teren interactiv și problemele copiilor cu dizabilități, în continuare. În Nistrenia, ca și peste tot în lume, se observă creșterea numărului copiilor invalizi. Actualmente, în Republică sunt 1347 de micuți cu dizabilități, din ei 457 cu neajunsuri născute. Statul elaborează și adoptează programuri cu destinație specială, unul din ele despre profilaxia invalidității și reabilitării copiilor invalizi activează din anul 2012. Acest program pe adrese a fost primul în ramura respectivă. Anterior, astfel de programuri în Republică au lipsit. În cadrul realizării lui am reușit multe. Diverse activități realizate în cadrul acestui program pe adrese au fost orientate la realizarea uneia din direcțiile prioritare în politica socială de stat. Este vorba despre reabilitarea în complex și integrarea copilului cu dizabilități. Din anul 2005 funcționează cu succes Centrul Republican pentru Copii Invalizi, care astăzi are trei filiale, secții cu staționare de zi în Tiraspol, Bender, Dubăsari. În ele acestor copii li se acordă o atenție deosebită. Este nou alternativ video usluv. Acestea sunt servicii noi de alternativă care trebuie să orienteze societatea în altă direcție, vizând cetățenii cu necesități deosebite. Este necesar să înțelegem că cetățenii cu posibilități limitate au nevoie nu de compasiune, ci de crearea unor condiții egale. Conferința s-a desfășurat în baza filialei din Bendera, Centrului Republican de Reabilitare. Vorbitorii au discutat la diverse teme, posibilitățile școlilor internat corecționale specializate, căile de interacțiune cu organizațiile obștești, autoritățile locale. Pe parcurs au fost înaintate diverse propuneri, una din ele a ținut de lărgirea listei indicilor, luați în considerație de Comisia Specială, care orientează copilul în Centrul de Reabilitare. S-a vorbit și despre unele schimbări cardinale. De ce n-am deschide pe lângă școli astfel de centre de reabilitare, copiii să se afle în societate, clasele să fie nu de 30 de elevi? E posibil cazul de a se orienta la învățământ inclusiv. E nevoie de a crea condiții ca, spre exemplu, copilul să poată învăța în clasele 1 a 4. Astfel, noi vom învăța copiii a vedea că sunt și alți copii. Ei vor observa mai multe asemănări cu ei decât deosebiri.
Pe parcurs s-a vorbit despre importanța acordării ajutorului operativ complex copiilor care au nevoie, însă reabilitarea este stopată de înșiși părinții care au frică să deie copilul în centrul specializat de reabilitare. S-a examinat și întrebarea vizând insuficiența în Republica a locurilor de muncă pentru cetățenii cu posibilități limitate. Toate propunerile înaintate la conferință au fost fixate. S-a decis că întâlnirile în formatul dat vor continua. Furtuna din săptămâna trecută la nordul Republicii a introdus unele corective în activitatea serviciilor comunal-locative și rutiere. Mulți angajați au fost ocupați de lichidarea consecințelor stihiei. Însă calamitatea n-a influențat planurile serviciului rutier. Pe una din străzile centrale din Kamenka finisează construcția parcării de automobile. Lucrările sunt înfăptuite din mijloacele fondului rutier republican. Cu aceste scopuri sunt alocate în jurul la 100.000 de ruble. Strada Kirov este una centrală în oraș. Sectorul din apropierea pieței este cel mai aglomerat. Tot pe aici trece traseul republican Tiraspol-Hrustovaia. Situația se intensifică datorită lipsei locurilor de parcare. Pe acest sector de drum, în zilele de piață, transportul este parcat practic în stradă. Acest fapt încurcă circulației transportului și pietonilor. În locul dat, de mai multe ori au fost înregistrate accidente rutiere. O parcare pentru transport a devenit unica ieșire din situația creată, datorită hotărârii comune a administrației de stat, inspectoratului auto și serviciului rutier a început construcția. Lungimea ei este de circa 100 de metri. Specialiștii menționează că aici va fi prevăzut loc pentru parcare aproximativ a 50 de automobile. Автостоянка буде виконана за счет уширения. Parcarea va fi construită datorită lărgirii traseului de circulație în partea gazonului cu 3 metri și jumătate. Mașinile se vor parca sub un unghi pentru ca transportul care circulă pe stradă să aibă posibilitatea de a trece fără a oculi automobilele de la parcare. La construcția parcării este ocupată o brigadă formată din 15 persoane care folosesc 5 unități de tehnică. Au fost exercitate lucrări de turnare a stratului de 25 de centimetri de pietriș, după care vom așterne asfalt beton. Pe sectorul dat vor fi asfaltați circa 350 de metri pătrați. Vor fi utilizate în jurul la 60 de tone de asfalt beton. După finisarea construcției, va fi soluționată și problema scurgerii apei. Pe timpuri, pe traseu, după fiecare ploaie, se aduna multă apă. La fel vor fi asfaltate trotuarele din apropiere. Parcarea care se construiește va fi foarte comodă pentru oamenii care vin în centrul orașului practic zilnic. Această parcare le va ușura șoferilor circulația și totodată presupune securitatea pietonilor și a șoferilor. În săptămâna curentă se planifică darea în exploatare a acestei parcări. Distincții și atestatele le-au primit 35 de discipoli ai Școlii Internat Republicane pentru cadeți. Mișcări fixe și bine executate. Absolvenții cadeți își demonstrează maestria de mânuire a armei. Pentru Victor Iaranțev, serviciul este o alegere bine gândită. Învață la școala de cadeți din clasa a 5-a. Planifică să continue lucrul militar. Intenționează să intre la Institutul Juridic din Tiraspol. Visează să devină milițian, să apere ordinea în orașul natal. Появилась эта мечта еще когда на СТС показывали сериал про кадетские корпуса. Mi-a apărut acest vis după ce am vizionat serialul despre corpurile de cadeți. Am fost admis în coace la studii. A fost foarte interesant. În fiecare zi ocupații, sport, noi discipline. Zilele de muncă ale cadeților sunt ca la niște soldați adevărați. Regim, antrenamente, partea teoretică. Și acum momentul mult așteptat. Li se înmânează distincțiile și atestatele de maturitate. Deja pe parcursul a 14 ani, Școala Internat Republicană pentru cadeți pregătește viitori apărători ai țării. Majoritatea absolvenților își continuă studiile în instituțiile militare din Republică. Absolvenții au fost felicitați de către membrii guvernului. Din numele Prezidentului Republicii, către ei s-a adresat Maia Parnas. Încă fiind copii, ați luat o decizie responsabilă, a vă consacra viața serviciului patriei. Fiind absolvenți ai școlii de cadeți, luați cu voi cele mai de preț calități, bunătatea, fidelitatea. Sunt sigură, veți reuși a vă aduce aportul la asigurarea securității statului nistrean și a vă forma o carieră profesională bazată pe principiile cinstei, responsabilității și valorilor general umane. Те знания, тот опыт, который вы получили в стенах
даної школи. Ачелі конуштінці, експеріенця пікарять примітон школи, вивор фіде фолосен війтор. Спіранцелі перінці лоршалі педагоджілор науфози дарніче. А семене ачерінці на інтязаші сучіетатя ностре, каре єсте демне де атри інтрон стат де дрепт, унде супремація леджі, ну єсте пур ші симплу у омбінарі де кувінте. Au rămas în urmă lecțiile de teorie și practică, dar principalul ce au învățat aici a fi bărbați adevărați, cinstiți și responsabili. Și ce fel de serată de absolvire fără de valț? Adevărații cavaleri invită la dans minunatele doamne. În centrul de diagnosticare din Râbnița, pe parcursul lunii iunie, este organizată acțiunea pentru copii și adolescenți. Deja mai bine de 400 de tineri pacienți gratis au trecut diagnosticarea și tratamentul. Care proceduri au devenit accesibile și care sunt primele rezultate ale acestei acțiuni? În secvența următoare. Anton, în vârstă de 6 ani, numește toate desenele de pe tabelul de control al vizului. Vizita la oculist a demonstrat. Copilul are o vedere de 100%, însă îl așteaptă școala și ochii vor fi mai încordați. Deci este greu. Deseori mă joc la computer și telefon. Trebuie controlați ochii pentru a avea o vedere bună. În cadrul acțiunii, medicii deja au verificat vederea la 50 de copii. Tinerii pacienți trec diagnosticul la aparatele moderne instalate după reconstrucția policlinicii. Regulat o dată în an este foarte importantă cercetarea profilactică a copiilor. Noi putem depista la prima etapă patologiile organelor vederii și le dăm părinților recomandările necesare. Faptul dat aduce rezultate pozitive. Diagnosticarea la aparatul ultrasonor și cardiograma electrică la fel sunt făcute gratis. Copiii la care sunt depistate unele patologii sunt luați la evidența medicilor cardiologi, care coordonează lecuirea. Au fost depistate 15 mici anomalii cardiace. La noi sunt controlați copiii după operații care au fost realizate după hotarele Republicii Moldovenești-Nistrene. Ei regulat trec diagnosticarea la noi. Pentru copii cu probleme ale coloanei vertebrale, vindecarea cu ajutorul gimnasticii curative a devenit mai accesibilă. La bazin ei fac exerciții speciale. Îmi place să mă ocup deoarece este folositor pentru sănătate. Aici este foarte bine. După căldura cea mare, putem veni încoace pentru a înnota, a ne relaxa. Mâinile nu ne dor, ținuta devine corectă, silueta la fel. Acțiunea a început la 1 iunie și va continua în decursul întregii luni. Diagnosticarea și tratamentul copiilor până la 15 ani sunt gratuite. O atenție deosebită este acordată răcelilor. Dacă ele sunt cronice, copiii pot trece o cură de tratament în camerele de sare. La fel va fi verificată sănătatea copiilor de către medicii pulmonologi. Se face acest lucru luând în considerație creșterea numărului bolilor cronice. Pe parcursul acțiunii, diagnosticarea au trecut-o deja 400 de copii. În capitala Republicii a fost desfășurată repetiția generală a seratei de absolvire. La ultima defilare, absolvenții au evoluat cu numerele sale artistice. În anul curent, în sistemul învățământului orășenesc, sunt 765 de tineri și tinere, 55 din care vor fi decorați cu medalii de aur, 10 de argint. Este un rezultat mai înalt, spre comparație cu anii trecuți. O atenție deosebită în anul curent le va fi acordată medaliștilor. Ei au susținut examenele cu succes și acum sunt preocupați de pregătirea către sărbătoare. Astăzi este doar repetiția. Sper că la sărbătoare va fi totul bine, vesel. Vom avea o dispoziție minunată. Cred că va fi foarte vesel, o zi care ne va rămâne în amintire pentru totdeauna. Însă și serata de absolvire va avea loc la Tiraspol vineri 24 iunie. Marșul absolvenților pe piața centrală a orașului va începe la ora 19. Organizatorii spun că în legătură cu aceasta, de la ora 18 și până la 21, va fi închis sectorul de la strada Lunocearski până la stradela Nistrului. Atât pentru ediția de astăzi. Detalii despre aceste și alte subiecte le puteți afla de la colegii noștri în programul de la ora 20 și 30 de minute. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 22 iunie se așteaptă norări slabe, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă.
Температура айрлы валос чила ноптяла норден тренулась презече до зечуну, зила трезече до трезече по труды граде. Ан капитала ноптя плюс до зеч плюс до зече трей, зила трезече трей трезече чинч де граде. Ан урматорили зиле фыры причепитасий. Температура айрлы сева ментине стабила.